Salutare și bine v-am găsit la un nou The Sims News. În acest episod vom vorbi și de ultimul job pe care îl oferă expansiunea The Sims 4 Get to Work. Acesta se va numi The Sims 4 Retail. Deci, practic, așa se va numi jobul care îl oferă Get to Work Retail. Iar acesta, practic, e denumirea de la fostul Open for Business care se regăsea în Sims 2, în care puteam să avem propriul nostru magazin. Atunci era ceva super tare, eu foloseam foarte mult acel add-on, adică mă jucam tot timpul, aveam un magazin, aveam proprii mei angajați, măream prețurile, scădeam, puneam uniforme, tot felul de chestii, care și acum se vor regăsi în Sims 4, în retail, dar mult mai evoluate. Și haideți să începem cu începutul. Deci vor fi practic mai multe magazine, mai multe, vă puteți deschide mai multe firme, ca de exemplu, puteți să aveți un magazin în care să vindeți produse pentru copii, jucării, tot felul de mașinuțe, ursuleți și tot felul de chestii de astea în care oamenii vin și cumpără de la voi aceste lucruri. Vă mai puteți deschide de asemenea un magazin de electrocasnice în care aveți frigidere, microunde, aparate de cafea, expresoare, aragaz, tot ce ține de electrocasnice. Tot aici, de asemenea, vă mai puteți deschide și un magazin de haine, unde puneți haine la vânzare, simt și vin și le probează hainele, aveți angajații voștri care trebuie să convingeți clienții să cumpere produsele voastre. De exemplu, dacă aveți, eu știu, o statuetă cu o pereche de blugi pe ea, de exemplu, Simul poate să probeze așa pe acea pereche de blugi și cel care este angajat de către voi să-i dea o părere ca să cumpere produsul acela. Și, bineînțeles, mai aveți din nou, vă puteți deschide un fel de cantină, restaurant, patiserie, în care voi trebuie să gătiți, vă angajați tot la fel bucătarii, ospătarii, casierii, persoane care se ocupă de aceste lucruri și acolo puteți să vindeți mâncare, prăjituri, sucuri, să faceți o brasserie, chestii de genul acesta. Eu pentru fiecare v-am lăsat poze și vă veți da seama despre ce este vorba și așa vă este și mai ușor să înțelegeți din poze, să vedeți exact ce aduce nou această expansiune. De asemenea, vă mai puteți face propriul vostru business de fotograf, adică să aveți un fotograf care să facă poze altor Sims. Bine, practic voi le faceți pozele dacă vreți, dar puteți să aveți și angajați cu un panou, cu tot felul de reflectoare, chestii de genul acesta. Ei și aleg pozele dacă le plac, cumpără, dacă nu, asta este. Și am mai reușit să fac încă două poze, cu siguranță va apărea un oraș nou în care se vor regăsi toate aceste joburi, cel de poliție, de medic, acesta de retail sau cel de om de știință, le veți găsi într-un oraș și eu sper să le bage și în cele două orașe pe care noi le avem în momentul acesta, adică să nu trebuiască chestiile astea să le fac decât într-un oraș, să mut ambele familii într-un alt oraș ca să pot beneficia de spital, de poliție și de toate chestiile acestea. Și aici v-am mai atașat două poze în care veți vedea practic un magazin, cum arată un magazin și cum arată, cred că, centrul orașului respectiv, cu personajele acelea, cu o statuetă în mijloc, așa, care le veți găsi, iar în acest add-on, cel de retail, practic personajul principal al jocului este acea femeie îmbrăcată în roșu, care o veți vedea în orașul acela, deci ea este practic imaginea de la retail. Și din punctul meu de vedere, cea mai tare chestie care o bagă ce bagă Sims 4 Get to Work este că vom avea subsol, basement de acum. Deci nu vom putea face și un subsol. Pentru că în videoclipul lor de prezentare apare acolo bucătăria de la restaurant, o au în subsolul casei, în subsolul restaurantului la ei.
Deci avem de acum încolo și subsol o să avem, care o să fie foarte benefic, putem face multe chestii, să improvizăm, pivnițe și tot felul de chestii de genul acesta. Ce vreau să vă mai spun aici, o să depindă totuși de voi. Eu am luat decizia atunci când va apărea această expansiune, încă nu știu data, dar știu că undeva la începutul jumătatea lunii viitoare, una din cele două familii, ori Seymour, ori Dynasty, vor trebui să le oprim, măcar una din ele, pentru că aș vrea să deschid, să fac o nouă familie cu care să jucăm această prima expansiune, și asta ar fi foarte greu să țin deja trei familii, plus news-ul acesta, plus construirea de case și toate chestiile pe care eu le mai pun, și sezonul de supraviețuitorii. Poate în pauza de la sezonul de la supraviețuitorii să mai ne jucăm cu una dintre familii, dar eu am să pun înainte cu o săptămână, dacă se va anunța, o să pun la unul din videoclipuri, o să pun un link care vă va duce către un site în care voi veți vota care dintre cele două familii, Seymour sau Dynasty, își va opri activitatea la noi pe canal. Voi veți avea de ales acest lucru, pentru că vreau să încep cu o nouă familie. Acum depinde și de voi pe care din acestea două le decideți. Bineînțeles că veți avea odată familia Seymour, odată Dynasty, sau să nu o scot deloc. Acum depinde de voi. Deci vă ofer și această opțiune, dacă sunt mai multe voturi pentru a nu scoate una din cele două familii, atunci încercăm să facem în continuare, poate cu o diferență de o zi între episoade, ca să fie cât mai ok. Deci cam acestea au fost noutățile despre acest ultim job care îl oferă Get to Work. Iar până data viitoare, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!